Salutare YouTube, v-am găsit la un nou video. Astăzi o mă joc Ezreal pe bot lane împotriva Vayne cu Blitz. Este un meci destul de interesant pentru că match-up-ul acesta, din câte știu eu, Vayne ar trebui să câștige, dar pentru că sunt eu cel mai bun jucător de League of Legends, Vayne nu-l va câștiga și o să iau First Blood aici și o să moară și Kindred. Și cum spuneam, deja am câștigat match-ul, adică am un longsword. De fapt am tier gratis, hai să luăm tier-ul de fapt. Apăsați pe butonul like și abonați-vă dacă n-ați făcut încă și dacă mai vreți video-uri cu League of Legends. N-am mai făcut un video de League of Legends de foarte mult timp și cred că au trecut 2 săptămâni de la ultimul video postat pe canal. Așa că vreau cumva să reîncep activitatea pe canalul de YouTube. Și da, voi băieți, mă joc pe contul de pe vest pentru că îmi găsește meciurile mult mai rapid și îmi place mai mult să mă joc pe vest. În ultima vreme am jucat o grămadă pe vest. În momentul de față sunt Gold 1. Mă joc undeva prin Platină meciul acesta. Cred că Platină 4. Dar nu cred că are mare importanță. Adică vest e superior față de unele, nu? Trebuie să fie, nu? Toată lumea spune asta și trebuie să fie. Bine, la Worlds Europa nu prea a avut acest impact. Mai mult NA-ul decât Europa. Dar nu cred că o să mă mut pe NA cât se poate de curând. What the fuck, Blitz? What the fuck, Leona? Ok, nu-mi plac trade-urile astea. Încă trebuie să fac multitasking. Și Leona mea și-a luat o grămadă de damage și eu mi-am luat o grămadă de damage. Level 1, n-ar trebui să vă bateți cu Ezreal, mai ales dacă nu vă nimeriți Q-urile, pentru că nu dați absolut deloc damage. Cam asta e faza. Nu se dă deloc damage dacă nu nimeriți nimic. Ok, bro. Ok, bro. Calmează-te, bro. Trebuie să dau flash mai devreme. La asta este acum. Nu aș să dea el flash, sincer. O să mă duc cu build-ul de Trinity. Am văzut că build-ul de Trinity e mult mai popular față de la de Divine Thunderer și îmi dau seama de ce, pentru că dai mult mai mult damage cu Trinity-ul pe basic-uri și pe toate nebunele lui Ezreal. Deci cam de asta vrei să te duci Trinity, poate de Divine. Dar na. Acum puteți să vă luați și Divine-ul, puteți să vă luați și Essence River-ul. Nu știu de ce ați face, dar puteți să vă luați Essence River cu Dustblade. Ale e cam cel mai slab build pe care îl puteți face pe zi la momentul de față. A fost cel bun la un moment dat, dar na, acum clar nu mai e bun. Îmi pare rău, dacă ai vrut să-i cannon-ul, dar voiam să mă asigur. Ok. Bro, nu cred că mai vrei să faci asta vreodată. Nu cred că mai vrei să te bați vreodată, Leona. Hai că nu știu în ce univers câștigam asta. Mai dau așa puțin poke. Vă că stau ăștia la poke. Nu știu de ce. Să-mi spuneți în comentarii dacă aveți problema asta. Să nu vă bage în match. Azi efectiv am avut o grămadă de probleme cu LoL-ul. Mai întâi nu mi-a intrat în client. Și dacă nu ați văzut, s-a băgat client nou pe LoL. Adică aveți o interfață nouă când intrați acum pe LoL. Să vă băgați parola. În fine. Aoleu, mamă, ce i-am dat. Nu mă băga în client. A trebuit să-l pornesc de 50 de ori ca să mă bage. Iar apoi când m-am băgat, de obicei pe vest, când schimb conturile, adică când intru pe unii, iar apoi intru pe contul de vest, nu pot să dau Q. Adică merge să intru în lobby, dar nu pot să apăs pe butonul de Q efectiv. Iar apoi trebuie să reintru pe cont, să bag parola, pentru că am parola de aia cu copiat. Încă e destul de lungă și destul de random. Și după aia, după ce am reintrat pe cont, am intrat în match. Am intrat în Chem Select, am intrat în match. Iar apoi în loading screen, mi-a dat retry connection. Mi-a dat fatal error sau eroarea aia pe care o primește toată lumea când nu te bagă în loading screen. Și am zis, ok, dacă a început și match-ul, nu mă mai joc LoL azi. Efectiv, ies de pe cont, dar am avut noroc că nu a început match-ul și am putut să mă reconectez fără nicio problemă. Dar nu știu dacă e doar la mine chestia asta. Dar de obicei pe vest am probleme de genul. Bine, nu cu loading screen-ul. Cu loading screen-ul am mai avut problemă de genul de foarte mult timp. Dar nu știu. Poate e de la nou client. Că știu că de obicei clientul făcea probleme la chestii de genul. Și aveau ei o grămadă de warning-uri din acelea în client. Încă
face probleme jucătorilor. Nebunel, nebunel. What the fuck? În ăla de sus. What the fuck? Cureta asta nu dă... Dar de ce dă Leona minioni, bro? Asta nu se ia singur, că văd că tu nu ești în stare să mi faci. Bă, că vrea să-și ia damage. Acum am fi avut o șansă dacă nu muream Leona la level 2. Dar merge. Merge și acum. Încă avem șansă să câștigăm lui Nusos. Ok, nu, pentru că îl pierdem altfel. Am level 5, level peste toată lumea. Este extra bine. Mie trebuie să-mi iei și cure-urile. Cam asta e faza. Dar apreciez că avem o echipă destul de bună. N-a aruncat pe geam niciun avantaj, nu are flash. Asta fie easy kill. Ia o kill-o, ok, ia Poppy. Nu pușeam wave-ul ăsta. Dragon, nu știu dacă e așa de important. Totuși, scutlerul s-ar putea să fie aici. Da, e aici scutlerul, ok, o să pușez eu. Dacă o să fac un setup de dragon, în caz că vrea Poppy să-l ia, pentru că vine și se las. Eu nu m-aș gândit să o prindă, sincer. Iar m-am dus așa în față, dar încă puțin poke. Hai, se pare că nu vrea să facem dragonul, vrea să facă invade, ok. O să continui push-ul, e bine să continuați push-ul dacă vrea cineva să facă invade. Dar dive nu cred că vrem să facem. Nu am wave-ul, eu să dureze ceva, să bag wave-ul. Mai arată și minioni, pentru că sunt păratat. Aoleo. Nu-mi prea place ce văd, dar s-ar putea să vină Kindred să mă omoare. S-a dus ok, a rămas topside. Nu m-aș dat să rămână topside Kindred, cred că se întoarce, în fine. Merge foarte bine, am intrat aici cu tower shatterile, dar merge, de ce nu? O să iau, de fapt nu iau buții, vreau mai mult CDR. Sau de fapt, iau buții și viață. Pentru că Vayne o să facă 6 curând și poate să-mi dea rundown. De aceea am nevoie de buți ca să pot să evit rundown-ul. S-au făcut switch? Nu cred că au făcut switch, cred că să Jace era din prima pe mine, nu? Cred că da, nu știu, n-am fost atent. Eram preocupat să fac niște setări la audio. Și by the way, dacă se aude bine audio sau se aude prost, să-mi spuneți în comentarii. Pentru că am făcut niște setări și vreau să știu dacă și pentru voi sunt pune setările astea. Nu știu de ce. Setarea aia de noise suppression de pe OBS a început să-l mai fie bună. Sau cel puțin procentul pe care îl puneam acolo. Adică numerele pe care le puneam acolo nu mai sunt bune, se aude puțin buzit. Acum am făcut niște setări, bine, le-am refăcut, vreau să zic. Și s-ar putea să nu se audă. Dar nu știu. Eu sigur. Bine. Aș putea să le scot din programul de edit, din Filmora, dar... Dacă încerc să scot noi suppression-ul din Filmora, o să aud destul de ciudat ce robot. Deci nu vreau asta. Sunt niște basic-uri așa gratis. Mă healez, deci e ok dacă mi-au un tower shot. Mai ales că ăștia așa o grămadă de damage. Dar să am grijă la Vayne și la flash de Blitz, pentru că Blitz o să aibă flash-ul curând. Ui, se pare că iar este ca aici, da? Bă, Kindred asta nu o să facă foarte multe meci, mai ales că nu și-a dat back. A murit acum, deci clar nu face multe. Și a murit și la invade. Parcă a luat Poppy kill-ul atunci, nu? Cred că da. Bun, va trebui să mă stau mai în spate, ca ai mei sunt buni. Și vine Blitz, eu nu pot să mă duc, pentru că mi-au zon de la Vayne. Da, se întorc ăștia. Bun. Bă, măcar aici să am echipă bună. Măcar aici. O să țin wave-ul. De fapt, aș putea să fac un slow push acum. Adică dau doar last hit-ă minioni. Nu vreau să dau un engage foarte nasol. Deci doar o să stau la distanță, o să dau last hit și o să dau poke. Cam asta vreți să faceți în Vayne.
Nu este foarte greu, dar Leona nu prea știe chestia asta și nu mi-a dat la seed la Cannon. Dar o să facem dive cu Poppy aparent. Asta zice FF, what the fuck. Avea avantaj și acum a murit cu avantaj și zice FF. E cam ciudat. A fost și Herald, ok, e asta. Clar, o să fie un dive interesant. Ei, o să tanchez eu dacă se poate, poate nu mori. Trece red, ok. Este un Jace aici, nu fac probleme că o să se întâmple ceva. Sau se întâmplă ceva. Wow. Wow. Aparent s-a întâmplat ceva. I guess my bad că am intrat în turetă. Asta e băieți, dar partea bună e că nu am murit. Asta e partea bună că nu am murit, boss. Bun. Ce se întâmplă? Dar oricum, i-a resetat gold-ul practic, nu? Ăștia s-au dus pe mid. Și acum Jace își dă back. Deci, nu este chiar foarte rău. Este mai interesant match-ul acum, trebuie să intați. Bine, n-am murit eu, dar tot am intrat, pentru că din cauza mea au murit ăștia doi. Mă băgat eu în turetă ca prostul, dar nu contează. Oricum o să sparge match-ul ăsta. Dacă nu sparge match-ul ăsta, dați dislike. Întâmplă chestii interesante pe mid, o să moară Blizz, nu? Vreau să pușez repede wave-ul ăsta, să se piardă far din partea amicilor. Și moare Blizz, nice. Îți dau tureta, first tower. Mai am și un play singur. Deci extra gold. Bine, inițial n-aș vrea să dau în tureta aici ca să fac în amicii să piardă și mai mult gold și XP, dar e ok. Deci ar putea să vină Kindred de aici. Dar cred că pot, o pot bate ca mitic. Pain. Ia, face dragonul. Ar fi interesant să facă dragonul. Ok, nu-l face. Ok. Era interesant să facă dragonul aici, pentru că putea să-l facă singură. Clar poate să facă singură. Cred că doar cu un cuiver. De fapt, fără item poate să facă singură dragonul. Să am grijă la Vein. Tot mă poate bate. Chiar dacă am mythic, Aria are boots și practic boots-ii pe Vein sunt ca un mythic. Sau un item complet. Sau extrem de mult value. Ce mai e pușat? Ca Blizz să piardă chestii. Și avem okay, omul ăsta nebunit. Facem repede dragonul. Dacă se vină cineva o să dau eu peste zid. Tot dăm commit la fight. Destul de puternici. O eu oricum peste zid. Merg așa. Încă nu vreau să încerce Blizz de AQ pe mine. Să dau în spate. N-am nicio problemă să pușez wave-ul aici. Să iau acest ward. Chiar n-am absolut nicio problemă. Dar nu-l ia Leona, ok. Pușez un wave. Kinder s-ar putea să fie topside. Asta dacă moare pe mid, cred că o să se ducă pe da. E cam turbat Jace. Nu știu motivul pentru care e turbat. S-ar putea să dea flash. E nu dă flash. Blitz ăsta e nebun de aia. Vedeam că dă flash. Ce chestii. Chestii ciudate aici. Ce-ți dau rău? Dar nu mai am viziune. Bun. Ata Q. Nu Q-ul meu. Deva acolo. Uai, what? E Cassiopeia acolo. What? Ha. Ha, pe bune că vreți să dați FF la această Cassiopeia. Ha. Ha. Pe bune Silas, pe bune. Ok, în fine. Una încercare Blizz, dar nu o să mă prins pentru că nu sunt bronza low și... Păi asta mi-a dat un turn cumva, what the fuck, vei, ești nebună? Am fost eu și golemii? Popi aici. Iau golemii că după aia se tiltează. Bun, o să dau un ping, nu știu unde sunt dinamicii, așa că o să stau la distanță și o să dau cure. Nu vreau să mor ca sfraierul. Da, hai să mor ca fraierul, de ce nu? Da, putea să-și fi dat back. Dacă nu, asta este merit să mor. Bun, am nevoie de puțin gol pentru mana bune.
Cannon Wave, deci este un back destul de bun. Bă, că avem cam toți mitic în afară de Leona. Bă, ar trebui să fie un meci ușor ăsta, nu înțeleg de ce vrea asta să dea FF. I-am dat și mod, dar... Second? Ură aici, cred că-l prind. Trebuie să-l prind, merge în linie dreaptă, bro. Trebuie să-l prind, decât dacă nu vede ulta. A, dar nu-l omor, ok. Ok, bro, ok. Ok, bro. Cu mana, cu mura mana o clar îl băteam. Da, e acum. Păi nu o să aibă mitic acum? Pe becul ăsta, am lăsat să farmeze, dar nu am ce să-i fac. Efectiv, dacă încerc să mă bat cu ea, 1-1, fără să-i dau poke vreo 15 Q-uri, nu am ce să-i fac. Așa că, mai bine nu mă bat cu ea. Asta e puterea campionului, Vayne. Poate să bată cam orice de carry, 1v1. Cred că mai puțin Draven, și pe Draven poate să bată dacă îi prinde eu. Deci, da... Top. Da, bot side. Stau în spate, poate blitz. E blitz acolo. Ui, one are mythic. Bun. Am zis ce aveam mura, mana un... Să spargi meciul ăsta. Trebuie să mă duc eu pe mine. Am asta e fază, se ducă să se las bot side. Cred că are mai multe șanse să o bată pe mine bot side decât am eu. Vine eu pe mid, am rap. Ok, nu se dau rău aici. Da, cred că-l dau degeaba. Bă, am dat ceva damage în Kindred. Nu zic nu, dar nu vrem să dăm engage. Înțeleg, deci... Iar de asta e FF. Nu înțeleg, care-i problema lui, bro? Calmează-te doar. Doar calmează-te, este un simplu match. Ai murit doar de 4 ori. S-o pea de TP. La mișto. Mamă, Q-urile de pe skin-ul sunt așa de interesante. Dau ceva damage. Aproape 400 dau. Let's go. Pus două ori. What? De ce au pus două ori acolo, man? Hello? What? Ce-i primul ăsta? Double ward în control ward double non-vision? Ce-i asta? Ia să încerc să omor pe ăla, dar... Pe ward-uri. What? Ah, come on, iar uite. Kindred. Red. Mă merite. Ok, bro. Uite cât damage mi-a dat. What the fuck? Mi-a, din două chiori mi-a scos tot HP-ul. Glumești? Vedem dragon și este un dragon destul de important pentru noi. Da. Aie. O să facă fight-uri. I-au pierdut fight-urile. A doua ultă de Kindred, sincer, a fost rău. Nu știu de ce a luat ulta lui Kindred. Cred că nu putea să ia pe Cosiopea, dar... Chiar nu înțeleg de ce ar fi luat-o. Dacă ar fi putut să ia pe Cassiopei. Ulta Cassiopei cred că e cea mai bună ulta de la ei. Sau ulta lui Blitz. De fapt, cred că ulta lui Blitz ar fi mai bună, că dă silence. Dar putea să dea mai mult damage decât ulta lui Cassiopea. Nu știu sigur, dau. Plus că e mult mai ușor de dat, adică efect te duci în ei. Cassiopei trebuie să-i prinzi cu stun, nu trebuie să se uite la tine. Cred că așa merge și pe Silas, nu cred că da. Cred că-i schimba la Silas. Pare că asta încă e bot side. Nu mă pot mișca de pe bot side dacă e asta aici, o să-mi dea turnul. Îl dau rău la mișto. Dar pentru că pot să-l fac repede. Am dat ceva. Dar... Suficient. Solul ăsta nu trebuie să-l dăm doar. O Cassiopeia o să fie nasol. O să fie ciudat dacă le dăm lor. Bă, bro, what? Se ducă Silas, bro. Se ducă cineva top. Nu înțeleg de ce lăsăm sidelane-uri nepușate. Chiar nu înțeleg. Ar trebui să mă lase pe mine mid, să se ducă cineva top și cineva bot. Eu o să fiu mid. Dacă nu au chef oamenii ăștia. Uite-ți, oameni.
am mers decât. Bun. Vine încă top, din păcate. Ah, bă, nu m-a plecat. Wait, what? Ați pușeze topul, bro. Întoarce pe topa. Wait, what? Stai, întoarce pe topa acum? Hello? Bro, că dau asta. Vine, vine aici. E acolo. De ce e acolo? Bă, îmi spune că pot să-mi dau back. Fight-ul n-a fost cel mai bun din partea mea. Dar am mers. Dacă merge, merge. Bun, acum să... De fapt, Frozen Hunt nu e așa bun. O să-mi iau Mouth Mal Mortius-ul, dar nici nu Mouth Mal Mortius-ul nu cred că e bun, așa că o să iau Serilda. O să Serilda direct. Și de AP, ăsta de Magic Resist, o să iau ori Mouth Mal Mortius-ul, deși nu cred că este cel mai bun item aici, ori Guardian Angel. Sau de fapt QSS-ul. Nu QSS-ul, celălalt. Ba nu, QSS-ul. Vreau movement speed-ul ăla. Sau de fapt, nu cred că ar fi bun nici QSS-ul. Pentru că n-ar trebui să mă prindă niciodată, cam asta e faza. N-ar trebui să mă prindă CC. Vigeți voi. Fight-uri foarte... Dacă se poate să luăm ward-ul ăla, dar nu putem. Se poate. Nu, trebuie să moară asta. Ca să pot face eu ceva, trebuie să moară ca să opte. Nu avem un control. Să morăm pe femeia asta. Nu e nevoie de Silas pentru asta. E nice. Nice. Bun. What the fuck? Okay. Am crezut că o iau cu splash-ul de la Hydra, dar apare nu. Așa un kill. Poate. Ok, se pare că nu iau niciun kill. Da, merge. Chiar mă întrebam dacă pot să iau cu splash-ul de la Hydra și că nu trebuie să dau eu în față, dar... nu prea a fost asta situația. Îmi putea să luăm un Cloud Drake în Baron după. Bine, reset după Baron. Avem un hip down. O să-ți las eu la mare să mai tiltezi mai mult. Mergem direct la Dragon. Nu mai stau să iau Gromp-ul, pentru că ăștia au reînviat deja. Îți dau eu direct în ăsta. Dacă reînvie direct, nu mai stau să luați jungla. Adică stă să lasă ea jungla și le dă și zone. Dar eu ar trebui să stau la dragon, încă dau cele mai mari damage în momentul actual. Și eu pot să iau dragonii foarte ușor. Să-mi iau armor pen-ul. Și încă... Te pot să-mi iau și hammer dacă iau golems? Acolo. Acolo te-i baron. Trolează, what? O să iau asta. Don't do. Nu o să facă nimic o baronul ăsta. Dar cred că trebuie să trimite niște oameni aici să apere. Cred că play-ul mai bun era să apărăm baronul totuși. Dar ar fi luat dragonul. Ok, dragonul ăsta clar. Da, nu. M-am răzgândit, dragonul ăsta chiar a fost troll din partea noastră. Trebuia să mergem direct la baron. Încă nu avem nici soul point. Nu avem absolut nimica. Baronul ăsta, dragonul ăsta doar ne-a dat 25 gold. Și 2 HP odată la 5 secunde. Efectiv, doar asta a făcut. Ne blitz, uite-l pe blitz. Fac 15. Din nou nu o să facă nimic cu baronul. E destul de ok totuși. Au luat doar gold-ul și bine, de pe Leona. Nu puțin pentru asta. Bun. Văd o Casiopea, văd un kill. Te rog, Leona, să nu dai ulta pe altcineva în afară de Casiopea, te rog. Râ, Leona. Râ pe aia.
sau nu faci nimica. Sau te dai în spate doar. Te rog. Dar trebuie să morim aici. N-am nimerit-o. O să-mi fac ultă rapid. Ce ok. Nu am nimic aici. Dau flash. Bun. Aparent nu nimeni în asta. Ok, a fost destul de mare tragedia asta. Trebuie să dăm pe Vayne aici, nu știu unde s-a dus Silas. Trebuie să dăm toți pe Vayne. Am luat și o ulta de Casiopea. Dar mi-a dat W aici și n-am putut să fac nimic. Era doar să stau în spate. A prins o ultă foarte bună Silas și puteam să-i omor foarte rapid. De nu aveam ulta. Am încercat să o prind pe Casiopea la începutul fight-ului. Să fiu mie să-l interesant că acum Vayne e puternică. Acum am serile, dar deci okay. Poți dau slow-uri. Faza e că dau, poți dau slow-uri și cu reverse hidro dacă nu mai știu, nu? Cred că da, sau? A, nu, doar abilities, ok, never mind atunci. Never mind. Arătata Michele, what? What? Cred că o să am nevoie de QSS. Dacă vreau să nu mai mănânc ulte de Casiopea random. A fost mare parte greșeala mea că am luat ulta aia, dar totuși a funcționat. Trebuia să omorăm pe Vayne. Uite aici. Uhu, big. Big ult. Știu chiar, nu? Știu ceva, să nu zici că nu-ți las nimic. Blitz aici. Bine că se healează toți de la ei. Nu-mi place. Ulta e Casiopea. Aia da, îmi place. Dau poke. Ulta în 5. Trebuie doar să prindem un unghi foarte bun de Leona și de Casiopea și gata. Doar un unghi foarte bun. Nu știu unde-i Vayne. Ok, nu mai e Vayne și aici am câștigat meciul, boys, let's go, hai. Bun. Am prins o ultă destul de bună pe Casiopea, acolo. Nu știu dacă am prins și pe Vayne, cred că am prins și pe Vayne. Și-a luat Randuinul, Vayne, nu știu pentru ce și-a luat Randuinul. Că nu dă nimeni câștigă de la noi, dar mai bun era Frozen Heart-ul, sincer. Pentru că eu am mult attack speed de la pasivă. Riven are, bine, are auto-reset-uri și na. Mai pune și attack, bine, primește attack speed și mult și de la asta. Bun. Aici, again, și noi videoul. Vă mulțumesc pentru vizionare. Nu uitați să apăsați pe butonul de like și să vă abonați dacă n-ați încă. Și ne vedem data viitoare. Bye, bye, pupu.